Tânăra acuzată de omorul unei copile de 2 ani în sectorul Ciocana în octombrie trecut a fost condamnată la 12 ani de închisoare. Decizia a fost luată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Are detalii Iulia Sarivan. Iulia, te ascultăm. Bună seara, Sofia, bună seara, doamnelor și domnilor. Tânăra acuzată de faptul că a ucis cu o deosebită cruzime un copil de 2 ani va sta într-un penitenciar de tip închis pentru femei. Crima a fost săvârșită în octombrie 2021 într-un bloc din sectorul Ciocana al capitalei. În apartament se afla femeia împreună cu concubinul acesteia, dar și copilul în vârstă de 2 ani pe care mama acestuia l-a lăsat în grija celor doi. Potrivit procurorilor copilului, au fost aplicate mai multe lovituri, inclusiv cu o furculiță și un pix. Femeia a recunoscut vina în fața magistraților, iar cauza ei a fost examinată într-o procedură simplificată. Cât despre bărbat, acesta pledează nevinovat și cauza lui va fi examinată într-o procedură generală. Decizia luată astăzi de magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul Buiucani poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău. Acestea au fost informațiile, Sofia.